De Metallic Marian, te ascultăm, bună dimineața! Dimineața! Bună dimineața, domnul Dani! Bună dimineața, domnul Răzvan! Da, a înghețat semnalul pentru că este foarte frig. Cum vă spuneam, sunt pentru prima dată la ANM, până acum veneau colegele mele, însă aduceau numai vești rele despre vreme, așa că am venit și eu, sperând că o să spun că o să fie soare, dar am venit și vineri, se închid școlile, deci nu o să fie vești prea bune. Informații utile aflăm de la doamna Florinela Georgescu, director executiv aici la ANM. Bună dimineața, bine v-am găsit, puțin cam frig. Bună dimineața, e foarte frig, sunt temperaturi sub 0 grade, vedem, se vede cu ochiul liber cât este de frig, dar veștile, din păcate, nu sunt bune, deci astăzi așteptăm să înceapă precipitațiile din nou, s-ar putea să fie precipitații mixte, deci iarăși mare atenție la polei, să fim foarte atenți cum circulăm și pietoni și șoferi. Va fi poate o mică pauză în precipitații mâine în prima parte a zilei, dar apoi urmează să ningă. Deci acesta este și motivul închiderii școlilor, faptul că de mâine după amiază va fi și mai rău, pentru că va ninge, cum vă spuneam, va ninge noaptea viitoare, va ninge și în prima parte a zilei de vineri și în plus o să fie și ceva vânt, chiar dacă nu foarte puternic, s-ar putea trecător așa să fie un aspect mai de mic viscol. Și asta totul pe fundalul unor temperaturi în continuare scăzute, nopțile cu minus 5, minus 7 grade, zilele în jur de 0 grade, deci încă o vreme de iarnă. Dar ca să spunem așa sau să încheiem într-o notă optimistă, să spunem că totuși săptămâna viitoare vremea se va încălzi și vom ajunge la temperaturile firești pentru această perioadă. Mi-am pregătit o strofă de la Alexandri, ceva de genul: iată zile încălzitoare, după aspre vijelii, vin floriile cu soare și soarele cu flori. Avem vreo șanse să se întâmple așa? Eu sper că da, ca să sărbătorim cu toții în liniște și mă rog, acum vacanța de Paște va avea 4 zile. Floriile sunt foarte repede anul acesta. S-ar putea, cel puțin în zona de munte, încă să mai fie vreme așa mai ca de iarnă, dar de Paște sperăm ca vremea caldă să curețe în primul rând toată zăpada care se va fi depus în toate aceste zile cu ninsoare și să fie totuși un aspect de primăvară, chiar dacă o primăvară care a ținut să vină mai târziu, totuși ar fi cazul să vină. La final acum, nu am stat degeaba, mi-am făcut un omuleț de zăpadă și vreau să vă întreb ceva, ăsta este omulețul meu. Când a fost ultima dată, când în luna martie, 21 martie, să se poată face un om de zăpadă? Nu știu dacă e prea reușit. Este minunat. În 2013, să ne amintim că pe 26 martie a fost un viscol de cod portocaliu, inclusiv la București, și atunci s-au închis școlile. A trecut repede atunci, sperăm și acum să uităm repede prin ce am trecut și să ne bucurăm de o primăvară, cât mai repede, o primăvară. Doamne ajută, o să mai trec pe la dumneavoastră pe aici, că deja îmi place, îmi mulțumim foarte mult. Domnul Răzvan, domnul Dani, o zi frumoasă și călduroasă, cu toate că nu prea...